Comuna Valcău de Jos are cele mai multe proiecte câștigate pentru dezvoltarea fermelor mici. 17 tineri fermieri au fost selectați pentru finanțarea fermelor mici pe măsura 6.3, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. La nivel național, pe aceeași măsură, au fost selectate spre finanțare 3.190 de proiecte, din care 108 au fost depuse de fermieri sălăjeni. Comuna Valcău de Jos se poate mândri cu cele mai multe proiecte câștigate pentru dezvoltarea fermelor mici, după ce 17 tineri fermieri au fost selectați pentru finanțare pe măsura 6.3, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Încercăm să ajutăm fermierii din comună ca să atragă cât mai multe fonduri. Am reușit să specializăm în cadrul primăriei câțiva oameni care îi consiliază pe fermieri. Le spun ce oportunități de finanțare există, le calculează punctajul conform ghidurilor și le sugerează ce ar trebui să îmbunătățească. Apoi îi îndrumă spre instituțiile abilitate și spre consultanții de care au nevoie. Este un fel de rețeta succesului, pentru că, iată, avem din nou cel mai mare număr de proiecte câștigate dintre toate comunele din Sălaj, spune primarul comunei Valcău de Jos, Ioan Roșan. La nivel național, prin măsura 6.3, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, au fost selectate spre finanțare 3.190 de proiecte, din care 108 au fost depuse de fermieri sălăjeni, 17 fiind din comuna Valcău de Jos. La Subcetate un proiect, la Valcău de Sus 3 proiecte, 8 proiecte la Preoteasa, 2 la Lazuri, 3 proiecte la Valcău de Jos. Nu este prima dată când comuna Valcău de Jos se remarcă prin accesarea de proiecte destinate fermierilor. În exercițiul financiar anterior, aici au fost depuse și câștigate cele mai multe proiecte din țară, peste 260, pe vechiul PNDR. Recent am introdus întreaga comună pe zona montană, în ideea de a putea beneficia de mai multe oportunități de finanțare, pentru că pe zonele montane se deschid finanțări mai multe și cu valoare mai mare. Locuitorii din comuna noastră vor fi îndrumați ca și până acum să acceseze aceste proiecte. Nu este de aici de colo să îți intre într-o comunitate rurală 17 proiecte de câte 15.000 de euro fiecare. Vă dați seama ce înseamnă acești bani pentru dezvoltarea agricolă a comunității, mai spune primarul Ioan Roșan. Sub măsura 6.3, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, are ca scop sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei, în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii, și îmbunătățirea calității activelor fixe. Beneficiari sunt fermierii care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică. Sprijinul nerambursabil este de 15.000 de euro, care se acordă în două tranșe. 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare, iar 25% din cuantumul sprijinului în cel mult 3 ani de la primirea deciziei de finanțare.